Lăudat să fie Iisus Hristos! Permiteți-mi să vă invit să începem cu o rugăciune, mai cu seamă pregătindu-ne să vorbim despre coborârea Spiritului Sfânt. Este rugăciunea pe care o spunem de obicei la începutul Sfintei Liturghii. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spiritul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le plinești, Tezaurul bunătăților și Dătătorul al vieții, vino și te așează în noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Hristos în mijlocul nostru. Este și va fi. Vreau să încep prin a mulțumi Părintelui Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană pentru invitația care mi-a făcut-o de a participa la această emisiune inițiată de Preacucernicia sa împreună cu organizatorii de la studioul teritorial de radio și televiziune. Vă mulțumesc de asemenea dumneavoastră tuturor celor care ați venit în această seară aici. Permiteți-mi pe scurt să vă prezint cele trei puncte despre care voi încerca să vorbesc, oferind mai mult puncte pentru reflexia dumneavoastră și viitoarele întrebări decât o conferință cu adevărat, da capo al fine. În primul rând aș dori să vorbim pe scurt despre evenimentul istoric al coborârii Spiritului Sfânt, Rusalilor sau Cincizecimii. În al doilea rând, câteva elemente dogmatice asupra acțiunii Spiritului Sfânt în acest moment al Rusalilor și, în al treilea rând, evenimentul din punct de vedere spiritual, care a fost, de fapt, efectul asupra ucenicilor și apostolilor și apoi modalitatea în care tradiția Bisericii a reflectat, a meditat asupra acestui moment prin iconografie. Pornind la drum, vedem textul. Este important să cunoaștem textul momentului coborârii Spiritului Sfânt, așa cum el s-a întâmplat la Ierusalim. Când a sosit ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Este vorba despre comunitatea apostolică. Și din cer, fără veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt, ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei. Vedeți un prim element care este auditiv. Pe fondul unor teofanii ale Vechiului Testament, Luca, autorul acestei scrieri din Faptele Apostolilor, capitolul al doilea, de fapt dorește să arate continuitatea care există între acele teofanii și această nouă pneumatofanie. Apoi, elementul vizual, sunt limbile împărțite ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Remarcați că există un raport personal între această coborâre a Spiritului Sfânt și fiecare dintre persoanele prezente. Nu este o acțiune în masă, este o acțiune personală, este o legătură personală între divinitate și persoanele prezente. Apare simbolismul focului, un simbolism foarte bogat, pe care îl găsim cu precădere în Vechiul Testament. Versetul al patrulea este, de fapt, efectul. Și s-au umplut toți de Spiritul Sfânt, menționare explicită a Spiritului Sfânt, și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Spiritul a grăi. Probabil vă aduceți aminte că în vremea aceea în Ierusalim, din cauza pelerinajului legat de sărbătoare, erau oameni din toate națiunile, ne spune textul Faptelor Apostolilor, dar fiecare au înțeles mesajul apostolilor în limba lor. Glosolalie sau xenolalie rămâne o întrebare. Am lăsat aici și aceste două pagini de limbă greacă, respectiv latină, din codicele Beza, care se află la Cambridge, secolul 5-6, unde se află textul Faptelor Apostolilor, doar informativ și pentru a-l putea vedea. Care este însă evoluția acestei sărbători?
Trebuie să știm că sărbătoarea coborârii Spiritului Sfânt are, de fapt, un fond care pleacă din vechiul Canaan. Este o sărbătoare agrară. Pleacă pe frontul acesta al unei populații care se ocupa cu agricultura. Sărbătoarea recoltei o găsim în două capitole din Cartea Exodului, capitolul 23 și 34. Apoi se precizează o sărbătoare a săptămânilor, o găsim în Cartea Leviticului, și în Cartea Deuteronomului, interesant, această sărbătoare a săptămânilor este legată de sărbătoarea Paștilor. Ca urmare, asumă deja un sens de mântuire, un sens de salvare. Pentru că poporul lui Dumnezeu trebuie să aducă prima recoltă lui Dumnezeu, care i-a scăpat, de fapt, din această robie a Egiptului, i-a scăpat de moarte, recunoscând în Dumnezeu Creatorul. Se ajunge la sărbătoarea cinzecimii, care este deja legată de un moment al alianței, momentul în care Dumnezeu reînnoiește alianța cu poporul său, Teofania de pe muntele Sinai. Intervine un moment în cadrul istoriei poporului, este distrugerea templului și ca urmare dispariția preoției levitice. Pe fondul deja al învierii Mântuitorului apare reflexia creștină și o interesantă schimbare de arhetip. Acel cuvânt foc de pe muntele Sinai devine Spiritul Foc și pregătește de fapt terenul pentru această pneumatofanie care este apariția în limbi de foc a Spiritului Sfânt, fondul de bază al sărbătorii rusalilor. De fapt, este o evoluție, așa cum spuneam, de la un arhetip legat de istoria poporului Dumnezeu, Teofania pe muntele Sinai, schimbarea cultuală, învierea Domnului și istorică distrugerea templului, duce la substituirea cu un alt arhetip, care este focul Spiritului Sfânt, care răspunde mult mai bine necesităților cultuale, răspândirea creștinismului, și istorice ale noului popor al lui Dumnezeu. Foarte pe scurt, câteva noțiuni, să zicem așa, dogmatice. Ce se întâmplă, de fapt, atunci, din punct de vedere dogmatic? Din punct de vedere dogmatic, trebuie să pătrundem puțin în teologia Sfântului Vasile, care exprimă foarte frumos această legătură ce există în prea Sfânta Treime, Dumnezeu în sine, vorbind despre un donator care este Tatăl Creatorul, un primitor sau receptor care este Fiul, Mântuitorul, Răscumpărătorul, și Darul însuși, care este Spiritul Sfânt. Este foarte frumoasă această metaforă a Darului pentru a înțelege, de fapt, ceva atât cât ne este dat din teologia. Dumnezeu în sine, dar este și Dumnezeu în relație cu omul. Dumnezeu l-a creat pe om tocmai ca să împărtășească fericirea pe care Dumnezeu o avea în sine. De aceea Dumnezeu dorește să se comunice și aceasta o face mai întâi prin Fiul care se întrupează și apoi în Spiritul Sfânt. Sigur, la întrebările dumneavoastră vom răspunde apoi și la alte detalii dacă este cazul. Se pune problema de ce nu a coborât Spiritul Sfânt, de exemplu, în Vechiul Testament, în plinătatea Lui, sau în prima parte, în timpul vieții publice a Mântuitorului. La această întrebare, oarecum, se răspunde tocmai prin dubla natură a Fiului Lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care, reîntorcându-se în dinamica Preasfintei Treimi, nu numai ca și Dumnezeu, dar și ca și om, natură umană, prin natura sa umană, poate să ne transmită nouă pe Spiritul care de la Tatăl purcede la Fiul. Mergem mai departe. Care este, din punct de vedere spiritual, efectul rusalilor? În primul rând, citim în Cartea Faptelor Apostolilor, plinătatea Spiritului Sfânt coboară asupra lor. Ei devin fii prin Fiul, sau cum spune Sfântul Petru în prima sa epistolă, poporul lui Dumnezeu. În al doilea rând, vorbesc în limbi, dar sub inspirația Spiritului Sfânt. Este comuniunea în cadrul trupului mistic, despre care vorbește Sfântul Pavel în Epistola către Efeseni, și apoi vorbesc tuturor despre faptele minunate ale lui Dumnezeu, trăirea vieții ca și dar, temple ale Spiritului Sfânt. Aici este o afirmație foarte frumoasă a unui exeget care spunea, de fapt, Dumnezeu dorește să ne ofere ceea ce noi de multe ori încercăm să furăm.
Pentru că avem impresia că Dumnezeu nu dorește să fim fericiți sau bucuroși sau chiar să trăim momente de plăcere. Dumnezeu dorește să fim și fericiți și bucuroși, să trăim și momente de plăcere, dar nu finite, limitate, doar la două, trei farfurii sau doar la o prietenie umană, ci pentru veșnicie, mult mai mult. Și aici am continuat cu ultima parte, în care veți vedea doar sumar, un mic rezumat, câteva imagini ale modului în care tradiția bisericii a reflectat asupra acestui eveniment al rusalilor. Trebuie spus că una dintre primele reprezentări sunt aceste mici ampoline de la Monța, din secolul al VI-lea, în care înălțarea și rusalile se sărbătoreau împreună, până prin la începutul secolului al V-lea s-au sărbătorit împreună aceste două sărbători. După aceea s-a produs separarea. Vedeți? În partea de sus, înălțarea, în partea de jos, coborârea Spiritului Sfânt. Aici este o icoană de la Sinai, de la Mănăstirea Sfânta Ecaterina, din secolul al VII-lea, de asemenea împreună cele două sărbători, și sunt câteva foarte frumoase icoane de cupolă. Aici am pus doar două dintre ele, cunoașteți probabil mai bine această icoană de cupolă de la San Marco din Veneția, secolul XI-XII. Sunt alte icoane în miniatură, vedeți tipologia deja clasică, stabilită pentru icoanele de rusalii. Și m-am oprit o clipă asupra acestei icoane a școlii din Novgorod în secolul al XV-lea, care, ca orice tipologie iconografică, nu ține cont de timp și spațiu. Pentru că în această icoană este și Petru și Pavel. Pavel știm foarte bine că este un apostol din generația a treia a apostolilor, care nu l-a văzut în carne și oase pe Iisus Hristos și nu a împărtășit momente ale vieții sale publice. Și totuși el apare aici pentru că a fost reținut ca foarte important în memoria bisericii. Vedeți, în partea de sus este reprezentat Spiritul Sfânt cu acele raze care coboară apoi asupra fiecăruia dintre apostoli. În partea de jos se află în întuneric regele Cosmos, regele lumii acesteia. O posibilă descompunere în formă primare a acestei icoane ne dă o mai bună înțelegere teologică. Vedeți, verticala divină care pornește din acel centru al cercului superior, care este în afara cadrului icoanei, pentru că Dumnezeu este în afara percepției noastre, verticala divină și orizontala umană, care se întâlnesc în acel punct unde este acela care este și Dumnezeu și om. Prezența în absență a celui care trebuie să vină, Iisus Hristos. Vedem de asemenea acest frumos triunghi echilateral generat de razele extreme ale Spiritului Sfânt, care de fapt încadrează cercul apostolic, comuniunea aceasta a apostolilor, care se află într-un act de rugăciune, într-un act liturgic, sunt într-un cadru liturgic, dar nu este o biserică închisă, este o biserică fără acoperiș, pentru că biserica în această zi s-a deschis tuturor. În ritul latin se spune uneori dies natalis ecclesiae. Trebuie să spun, nu împărtășim pe deplin această idee, pentru că biserica, de fapt, s-a născut pe cruce, din coasta străpunsă de ascuțisul păcatelor noastre. Acolo s-a născut biserica. Aici este doar botezul în Spirit Sfânt și foc al bisericii. Unde este focul aici? Este tocmai aici. Este focul predicației prin harul pe care îl primesc apostolii în biserică, împreună în comuniune. Ei aprind lumea întreagă. Întunericul se transformă în lumină. Acel Dumnezeu al Vechiului Testament, care era Dumnezeu pentru noi, devenit Dumnezeu cu noi în Noul Testament, Emanuel, acum este Dumnezeul în noi. Harul Spiritului Sfânt. Vă mulțumesc!